Antrenorul Marin Olteanu s-a arătat dezamăgit de faptul că juniorii CSS-ului nu se pot duela cu echipele similare ale celor mai valoroase cluburi de fotbal ale țării. În opinia reputatului tehnician de la Clubul Sportiv Școlar, nivelul competiției județene este unul scăzut, numărul mic de echipe înscrise la startul campionatului fiind principalul factor al scăderii interesului față de întrecerile autohtone. Spuneți-ne despre actualul sezon competițional care a început deja. CSJ Târgoviște are destule echipe înscrise în campionat. Care sunt, știu eu, grupele de elită, grupele de vârf ale CSJ-ului în momentul? Nu pot să spun că avem grupă de elită, fiindcă noi, din păcate, nu putem să participăm, și asta e un mare neajuns al școlii sportive, nu putem să jucăm cu juniori la juniori republicani, copiii noștri la juniori republicani. Deci suntem nevoiți să jucăm până la junior C, după care o mare parte dintre copii se împrăște la diverse echipe. Noi, ca școală sportivă, nu suntem obligați să activăm nici în 3, nici în 5 competiții, activăm facultativ. Deci echipele de Liga 1 și a 2, poate știți, sunt obligate să participe cu 5 echipe. Echipele de Liga 3 sunt obligate să participe pe plan local cu 3 echipe. Deci noi, momentan, participăm cu junior C, copii născuți în 97-98, junior D, copii născuți în 99-2000, acolo unde am eu grupa, și copii juniori E. Deci aceste 3 competiții participăm. Din păcate sunt echipe foarte puține, nivelul este destul de slab, înțelegeți? Nu sunt condiții, premize pentru a se forma viitor fotbaliști, din păcate.